La momentul de față avem în jur de 180 hectare de plante multianuale, dintre care viță de vie 40. Noi ne aflăm în viță de vie plantată în anul 2004, soiul Moldova. Anul trecut am avut probleme cu molia verde a strugurilor și anul acesta am folosit un preparat nou, Afirm. Afirm, care este un produs foarte bun, fiindcă anul acesta nu avem probleme deloc cu molia. Noi l-am folosit la prima generație în butonul floral al viței de vie. Și cred că în continuare vom folosi acest produs de la Syngenta, fiindcă noi de la Syngenta folosim undeva 90% din toate preparatele. Am fost în iarnă la seminar, unde ne l-au reclamat, produs bun, produs natural și cred că va avea mare succes și va fi întrebuințat în viticultură în continuare, da. În anul precedent, în acest sector a fost o problemă mare, molia verde a strugurilor, care ne-a dat mari bătăi de cap. În această primăvară, zborul s-a început la jumatea lunii mai. După o perioadă de 5 zile de la începutul zborului, am apelat la un produs neonicotinoid, însă produsul dat nu și-a făcut efectul scontat. Noi am fost nevoiți ca să căutăm o altă soluție pentru a scăpa de problema respectivă. Ne-a fost recomandat insecticidul Afirm, un insecticid nou pe piața Republicii Moldova, care este un produs pe bază de emamectin, un produs pe bază de fermentație naturală, care este foarte efectiv împotriva molilor torticide. Noi l-am aplicat în faza de buton floral pentru combaterea primei generații a molii verzi a strugurilor. După acest tratament, larvele și-au încetat hrănirea, deja se mișcau mai lent și după câteva zile și-au oprit dezvoltarea totală. Avantajul acestui produs este că a avut un efect de șoc asupra dăunătorului și plus la asta a fost și de durată. La momentul de față, după cum vedeți în plantația de viță de vie, larvele moliei strugurilor lipsesc, ceea ce am observat că concomitent cu combaterea moliei verde a strugurilor s-a redus și densitatea numerică a drozofilii fructelor. Este un produs care are o fereastră foarte largă de aplicare și îl recomandăm cu încredere tuturor fermierilor care cultivă viță de vie. În sectorul dat am folosit produsul la firmă atât la prima cât și la a doua generație a vermelui merelor. Din câte știm, acest produs are un dublu efect atât la stadiu de ou cât și la stadiu de larvă. După cum se vede, produsul dat a lucrat foarte bine asupra acestui dăunător, plus la aceasta a cubătut și alte moli torticide care au fost prezente în plantația dată, inclusiv și molii orientale a fructelor. Toate substanțele active care înainte lucrau foarte bine, anul acesta a fost o problemă. Din cauza asta am hotărât să trecem la o substanță activă nouă, ceva pentru... Cum vă spun, avem colegi din alte țări care ne-au recomandat chiar substanța asta, dacă ar fi la noi în Moldova, și foarte bine. Și suntem foarte mulțumiți că a apărut așa preparat nou până ce zi. Ne gândim 2-3 ani, 4, lucrăm cu această substanță nouă. Avem aplicat în mijlocul iulie, când eram cei mei mari probleme cu molia. Lucrasem până la aceasta cu un preparat mai vechi, care tot eram sigur că o să lucrez. Și lucrat jumătate la jumătate. Dar cu o firmă am lucrat 99% și 99%. Până la urmă, noi am făcut două tratamente cu o firmă. La sfârșitul de august, pe 25-26 august, am mai făcut un tratament. El pare 3 zile până la recoltare și asta nu ne convine foarte mult acest preparat. Cu acest produs noi nu avem până la urmă nici o molie, nu avem chiar nimic nici în cap, toate frunzele sunt curate, sunt merele, după cum vedeți, sunt de calitate bună. Suntem mulțumiți în orice caz din ceea ce am făcut. Și mult chiar și ne-a ajutat și acest preparat.
într-adevăr, acest preparat care anul ăsta noi l-am aplicat, face de-l aplicat, fiindcă se întâmplă că dăm 2-3 ori, ne luptăm cu molea toată vara și până la urmă tot avem un rezultat care nu tare ne satisface. Anul ăsta că se vede și pe asta le vadă și unde și unde am uitat, frunză, dacă observați nu numai la stare tineri care acum au apărut în toamnă, dar chiar la cei de cu vară care sunt mai de mult, ei n-au nici o găurică de mole, de alți dăunători. Mari probleme noi n-am avut, dar le-am anticipat. Anul ăsta prima dată am aplicat Afirm, că e o substanță nouă activă. Prima dată noi am aplicat la jumătate de iunie toată livada. Ultima aplicare a fost pe 15 august, în doză de 2 kg pe hectar. Viteza mărului e curat, fără dăunători, calitatea e foarte bună. Am ales Afirmul pentru că alte produse nu lucrau la mole. Recomandăm acest produs și altor producători de fructe, căci efectul este foarte mare după Afirmul.